Șoricelul care visa să devină liliac, scrisă de Steve Smallman. Kids! Kids! Uite, mamă, a spus Pip, un șoarece zburător. Nu e șoarece, i-a spus mama, e un liliac. Aș vrea și eu să pot să zbor, a spus Pip. Aș putea să fiu și eu liliac când o să mă fac mare? Nu poți să fii liliac, i-a spus mama. Uite, tu nu ai aripi. Așa că Pip s-a apucat să-și facă aripi dintr-o cutie de carton veche. N-a trecut mult și era gata să-și ia zborul. Uite, mamă, sunt un șoarece liliac! Pip a alergat de colo-colo, chițăind cât putea de tare și fluturând în sus și în jos aripile lui de carton. Dar n-a izbutit să zboare. Așa că a mai încercat odată și încă odată și încă odată. A dat din aripi până când s-a prăbușit, obosit și amețit pe podea. Nu te necăji, Pip, i-a spus mama. Ca să-l înveselească, i-a pregătit mâncarea lui preferată, brânză super mirositoare cu bucățele de biscuiți. Când a venit vremea de culcare, Pip nu a reușit să se întindă comod în pat. Aripile lui se tot încurcau în așternutul. Asta se întâmplă pentru că liliecii dorm cu capul în jos, i-a spus mama. Atunci Pip a încercat să se culce cu capul în jos. Dar nici așa nu stătea confortabil. În dimineața următoare, Pip s-a urcat pe dealul vântului. Sunt gata să zbor! A chițăit el, fluturând aripile cât putea de tare. Apoi a sărit. Uf! Uf! A aterizat în fund și s-a tot rostogolit până la poalele dealului. Capul îi se învârtea, fundul lui era plin de vânătăi, iar aripile îi se zdrânțuiseră și îi se rupseseră de tot. Deodată a auzit un sunet cunoscut. Chiț! Chițăitul venea din adâncul unei mici peșteri. Peștera era întunecată și înfricoșătoare, dar Pip s-a străduit să fie curajos. Cine e acolo? A chițăit el. Salut! S-a auzit o voce care venea de sus. Eu sunt Albert. Tu cine ești? Sunt Pip și sunt un șoarece liliac. Adevărat? A întrebat Albert. Dar mi se pare că stai într-o poziție greșită. Ah, scuză-mă, a spus Pip și s-a întors cu capul în jos. Aripile tale par un pic cam de carton, a spus Albert. Încă nu mi-au crescut aripile adevărate, i-a răspuns Pip. A, acum am înțeles, a spus Albert zâmbind. Ei, micuțule șoarece liliac, nu ți este foame? Lui Pip era foarte foame. Ai cumva niște brânză mirositoare? A întrebat el. Brânză mirositoare! A strigat Albert. Liliecii nu mănâncă brânză mirositoare. Nu vrei mai bine un fluture de noapte suculent? Pip s-a uitat la fluture și a izbucnit în plâns. Nu sunt un șoarece liliac, a recunoscut el. Nu vreau să locuiesc într-o peșteră înspăimântătoare, să mănânc fluturi și să atârn cu capul în jos, dar vreau din tot sufletul să zbor. Atunci, zboară cu mine, a spus Albert, doar de data asta. L-a apucat strâns pe Pip și l-a dus cu el în cer, în lumina palidă a amurgului. Au trecut în zbor peste dealul vântului, peste vârfurile copacilor și, la urmă, au aterizat chiar în fața casei lui Pip. Ei, micuțule șoarece liliac, l-a întrebat în șoaptă Albert. Îți place să zbori?
Cred că da, i-a răspuns Pip, care se simțea amețit și speriat, dar și încântat. Îți mulțumesc, Albert! După ce Albert s-a îndepărtat în zbor, Pip a observat o moviliță de pământ. Mai întâi a apărut un nas, apoi două lăbuțe. Uite, mamă! A strigat Pip. Un șoarece săpător! Nu este un șoarece, Pip, este o cârtiță, i-a spus mama. Când o să mă fac mare, pot să fiu cârtiță? A întrebat Pip. O luăm de la capăt, a uftat mama. Sfârșit!